Salut și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. În episodul de astăzi vom vorbi despre somnul lui Noel și despre cum am procedat noi cu el. Să începem! În primul și în primul rând, o să încep acest vlog cu un mic disclaimer. Eu nu sunt somnolog, nu sunt expert în somn. Ceea ce vă voi povesti astăzi este experiența mea personală cu somnul lui, combinată cu toate informațiile pe care le-am citit pe internet, din surse sigure, și cum le-am aplicat. Am împărțit acest vlog în etape, astfel încât să fie mai ușor de urmărit informația. Și o să povestesc despre prima etapă, practic etapa 1-3 luni, ca să spun așa. Perioada în care există această noțiune acum mai nou de al patrulea trimestru de sarcină. Este perioada în care este ușor și greu în același timp. Ușor pentru că neavând un program stabilit de somn, neexistând reguli, pentru că ei încă încearcă să se adapteze, învață să se adapteze la viața extrauterină, poți să mai faci lucrurile pe care le făceai înainte să fii părinte. Spre exemplu, Noel s-a născut în mai, deci cumva pe noi primul trimestru al lui aici, cu noi, deci primele 3 luni de viață, ne-au prins pe vară și am putut să ne mai bucurăm de ieșiri în oraș, nefiind constrânși de ora de culcare de seară. Practic, în perioada asta, somnurile lor sunt neregulate, poate să-ți doarmă 3 ore, dar poate să-ți doarmă și 20-30 de minute și este perfectly fine. Adică nu există niciun fel de regulă. Ora de culcare de seara este niciuna, practic, doarme când vrea el. Cu toate că eu am ținut foarte mult să avem în fiecare seară, sau cel puțin aproape în fiecare seară, asta pentru că erau seri în care, spre exemplu, adormea și nu mă duram să-l trezesc la 7 ca să-i fac eu băiță, că vrea Georgiana să-i facă băiță. Și am încercat să ne ținem de această regulă mai mult ca să-l obișnuim pe el cu ideea de rutină și de apă și să pot să-i fac masaj în fiecare seară. Deci, practic, în fiecare seară, jur de ora 7, îi făceam băiță, nu tot timpul să stea în apă, uneori doar îl spălam în zonele de punct și de interes, ca să spun așa, asta și la recomandarea pediatrului care mi-a spus că nu e ok să-l țin în apă în fiecare seară cu tot corpul, asta în ideea în care el avea și o dermatită. Practic îl spălam, masaj, mărgam pijamale și mânca și nani. Asta ca să se obișnuiască cu ideea de apă și de băiță și așa mai departe. Perioada asta este și perioada în care apar colicii, perioada în care ei mănâncă foarte des, o perioadă grea pentru ei și grea și pentru noi ca părinți. Noi pentru colici am încercat absolut toate variantele posibile, toate picăturile existente pe piață, absolut orice, credeți-mă, au avut de toate în casă. Singura chestie care l-a ajutat într-adevăr a fost osteopatia. Am ajuns la recomandarea consultantului în somn. Se renovează casa de lângă noi, de asta s-au bocănituri. Și după 4 sau 5 ședințe deja noi era foarte, foarte bine. După perioada asta, cumva în jurul vârstei de 12 săptămâni, se întâmplă marea schimbare. Asta pentru că se dezvoltă ritmul circadian de somn, practic ceasul intern al organismului care dictează nevoia de somn și nevoia de odihnă. Este perioada optimă pentru aceia dintre voi care își doresc să facă sleep training copiii. Asta pentru că este perioada în care el trece de la un nou născut și de la un copil care nu este obișnuit și nu este adaptat la mediul înconjurător, la un copil care își recunoaște părinții, recunoaște lumea din jurul lui, face o deosebire dintre zi și noapte, începe să dezvolte atașament și preferință pentru persoana de atașament primar, adică mama. La fel este o perioadă foarte bună în care puteți să introduceți o a doua persoană care să vă ajute la ritualul de somn, astfel încât să nu asociați neapărat somnul cu voi, cu mama. Eu așa am făcut, am rugat-o pe mama să mă ajute și să știți că a fost foarte ok. În perioada asta, copiii, practic, deci 3-5 luni, sunt bebeluși. Se transformă de nou născut în bebeluși și eu am respectat o regulă foarte simplă, regula de 90 de minute, practic din momentul în care s-a trezit, la 90 de minute îl culcam. Aveam undeva la 3-5 somnuri pe zi în perioada aia, da, să mă uit că mi-am notat aici în telefon ca să nu fiu, 3-5 somnuri pe zi aveam și îl culcam în jur de 7-8 seara, mi-am notat aici.
Asta a funcționat pentru noi. A dormit și în pat cu noi și în pătuțul lui, adormea și la sân, adormea și mângâiat și cântat, a dormit lângă mine, a dormit în pătuț, mângâiat și cântat. Deci nu, practic am încercat să îl ascult și să rezonez cu starea pe care o are el. Deci nu am încercat să am o regulă. Singura regulă a fost respectarea acestei perioade de veghe și ora de somn. Am încercat să nu fie mai târziu de 8 seara. Mi se pare că e o oră decentă pentru somn. În perioada următoare, practic 5-7 luni, v-am zis că l-am structurat pe perioade, a crescut și perioada de veghe și cumva și el a devenit mult mai activ, a început să meargă de-a bușilea, am început diversificarea, deci s-a transformat în dita mai băiețelul, ca să spun așa, și clar avea super preferințe, știa clar ce se întâmplă atunci când intrăm în dormitor, deci începeam să comunicăm eficient și ne înțelegeam. În perioada asta a crescut perioada de veche de la 90 minute la maxim 2 ore și jumătate și aveam 3 somnuri pe zi. Programul pe care am încercat să respect în perioada aia, dar cu plus minus 15-20 de minute, jumătate de ore, în funcție de cum se simțea el. Încercam să-i ascult semnalele. Practic orice copil în momentul în care devine obosit face niște lucruri. La noi, spre exemplu, începea să se frece la ochi și să sugă degetul și știam clar că e de somn. Și de cele mai multe ori se păpa cu ora sau era cu 10 minute în minus sau 10 minute în plus. Dar de cele mai multe ori se pupau. Și eu mi-am notat aici că îl culcam prima dată la... Deci primul somn de pe zi la ora 9, al doilea la 12 și al treilea la 3. Deci avea 3 somnuri pe zi, 9, 12, 3. Ăsta era programul. Iar spre sfârșitul acestei perioade, deci în jurul vârstei de 7 luni, eu am făcut trecerea de la aceste 3 somnuri pe zi la 2 somnuri pe zi. Cu orele de culcare au rămas 9 și 13. Asta pentru că a crescut perioada de veghe și de la 2 ore și jumătate maxim am ajuns la 3 ore, 3 ore și jumătate, cu mențiunea că trezirea din al doilea somn să nu se facă mai târziu de 4 și jumătate, maxim 5. Asta vă spun că este încercat, am citit-o pe un site la un moment dat în afară și am testat-o și am văzut că dacă cumva îl trezeam, se trezea, nu știu, mai lăsam 15 minute, să zicem, se trezea la 5 minute, se decala totul și săream și cu somnul de seară foarte târziu. În perioada asta am continuat la fel cu adormitul lui la sân, în pătuț, în pat, doar că la 9 luni am trecut prin cel mai mare hop, ca să zic așa, pe partea asta, am avut regresia de somn de la 9 luni și a fost perioada în care mie mi-a fost cel mai greu. Deci nu o să spun că până la 9 luni am avut doar seri în care vai, îl culcam și el nu se trezea și eu stăteam și îmi vedeam de viață. Nu, până la 9 luni avea 2, 3, 4 treziri. Mânca și se culca la loc, adică din punctul ăsta de vedere n-am avut probleme cu el să nu se culce peste noapte. Am fost norocoși, dar repet, asta nu înseamnă că, nu știu, copilul vostru dacă nu face ce zic eu aici, nu e ok. Pur și simplu este experiența mea personală și încerc să vă dau informațiile așa cum le-am aplicat eu și așa cum am făcut eu. Nu este o regulă ce spun eu aici. Repet, este experiența mea personală. Revenind la regresia de la 9 luni, până la 9 luni de zile Noel a dormit în pătuț cu succes. Chiar dacă, să zicem, adormea în brațe, îl mutam în pătuț, pentru că eram eu mai liniștită că e în siguranță. Asta pentru că e în etapa în care începe și să exploreze și avea tendința să vrea să coboare din patul mare dacă nu era în pătuț. E, de la 9 luni, când am dormit cu el în brațe o lună de zile, eu în fund cu el în brațe o lună de zile, da, știu, groaznic, nu mai vrut în pătuț. De câte ori îl pun în pătuț, chiar și acum, efectiv se trezește pentru că are un somn... Nu că este agitat, dar are nevoie de spațiu, să se întindă, doarme pe oblic, pe așa, deci el are nevoie de spațiu. Și în momentul în care îl puneam în pătuț, nu se trezea, deci dacă îl muta din patul mare în pătuț, nu se trezea, dar în momentul în care începea să se foiască și se lovea cu mâinile de barele de la pătuț, imediat se trezea. Da. În perioada asta, v-am zis, a dormit la fel cum adormea și înainte. Pentru noi nu a fost greu, pentru că niciodată nu s-a întâmplat să stau, nu știu, 2 ore să-l adorm sau ceva. În general, adormea repede,
avea orele lui la care se trezea 11 și jumătate și 2-3 dimineața, cam așa, în perioada asta, 7 luni, un an, cam așa s-a trezit, să mănânce. Și mă rog, cu plusuri și minusuri, în momentul în care, nu știu, avea erupție dentară, a mai fost și el bolnav ca toți copiii, a răcit, era la un sal mental sau nu știu ce, și atunci zicem că erau mai multe treziri pe noapte, dar doar să mănânce și atât. Dar mai multe treziri, în principiu, după 12. Deci se trezea la 11 seara și până începea să trezească, nu știu ce, la 2, la 4 și la 6. Sau în perioada în care a mai fost răcit, spre exemplu, se mai trezea și pe la un 9 și jumătate, mânca și se culca la loc. Adică n-am avut momente din alea cu el, vai, nu se mai culcă. Foarte, sau foarte, foarte rare. Nu mi-aduc aminte. Mi-aș fi notat aici. De asta spun că mi-am notat ca să am informația foarte, foarte corectă. În perioada asta, 7 luni, un an și ceva, vă spuneam că am trecut de la 3 somnuri la 2 somnuri pe zi și că mi s-a părut că perioada asta a fost cumva etapa în care am simțit și eu că suntem on track și că pot să fac și eu lucruri fără să fiu tot timpul, vai, cu sufletul la gură, vai, se trezește acum, vai, nu știu, pentru că având doar 2 somnuri, erau mai consistente, o oră jumate cu o oră jumate sau o oră cu 40 cu o oră jumate, deci cumva aveam și eu puțin timp să pot să-mi fac un duș, să pot să beau o cafea liniștită, să muncesc ceva, să, nu știu, să mă duc la o cumpărătură și să las cu Marian, cu baby monitorul. Adică mai aveam timp de una de alta. De la un an până pe la un an și două luni mi-a dormit în continuare așa cu două somnuri pe zi. De la un an și două luni până pe la un an și patru luni a început să tatoneze ideea de un somn pe zi. În mod normal, trecerea la un somn pe zi se face în jur de un an și patru luni. Deci, el a început de vreme. A început de vreme și a fost o perioadă în care mi-a fost un pic greu pentru că nu reușeam să mai înțeleg ce trebuie să fac. Pentru că dimineața se trezea la 7, 7 și un sfert, 7 și jumătate și trebuia să-l, nu puteam să-l culc mai devreme de 12. Dar nu reușea să doarmă destul la prânz, astfel încât să pot să ne mai dau al doilea somn. Și atunci trebuia să-i dau al doilea somn. Dar problema e că dormea de la 12 la 2, după aia avea perioada de veche și l-a apucat somnul la 5. Dacă îl culcam la 5, după aia mă decalam cu toate. Și au fost multe zile în care l-am culcat la 6. Sau zile în care, dacă nu-mi dormea, spre exemplu, suficient la prânz, dormea doar o oră, dădeam al doilea somn și după aia îl culcam la ora stabilită. Deci revenisem cumva la programul anterior. Au fost perioade în care mi-a dormit, spre exemplu, 3-4 zile super bine la prânz, 2 ore jumate și atunci a fost un singur somn. Perioade în care am dormit 2 somnuri pe zi, după aia am trecut la un somn. Cred că în momentul în care creierul lui a fost dezvoltat suficient, a coincis cumva chiar cu perioada în care ar fi trebuit să treacă natural la un somn pe zi. Iar acum suntem acolo. Suntem la un somn pe zi și este bine. Am început cu culcatul în jur de ora 11 și ușor, ușor am mutat ora 11 spre 12, 12 și un sfert, 12 și 20. Cumva încep să mă raportez la somnurile lui în funcție de perioada de veche și de ora la care s-a trezit. Deci în perioada asta, perioada de veche este undeva la 4 ore, 5 ore, da? El, în mod normal, se culcă acum la 18, aproape, de fapt, face una și 7 luni în curând. Doarme cam 3 ore și se culcă în jur de 12 jumate. Dar sunt și zile în care mi se trezește la ora 6, cum a fost ieri, sau la ora 5 jumate. Și atunci nu pot să-l culc la 12, trebuie să-l decalez cu o oră mai devreme, că n-am cum să-l țin atât de mult și atunci se decalează și ora de seară. Acum, în perioada asta, pentru că a început să și mănânce foarte bine, nu se mai trezește peste noapte absolut deloc. Deci în momentul în care am început înțărcarea cu el, s-au văzut diferențe majore în somnul de noapte și faptul că nu se mai trezește. Așa cum vă povesteam în vlogul anterior, el a mâncat în proporție de 90% sân până pe la un an și 4 luni. Asta din cauza erupției dentare. A avut 8 dinți care au ieșit toți odată, împreună, da? Nu cumva să fie liniște și pace. Și în momentul în care încep să mănânce solide și să avem cine să mănânce calmea, nu doar să ciugulească, nu s-a mai trezit. Deci acum, în momentul ăsta, eu îl culc la 8 și jumătate, cam așa, 8 jumate,
8, depinde cum se trezește la prânz și depinde cât de obosit e, nu se mai trezește peste noapte. Sau dacă se trezește, se trezește doar, nu știu, că a visat. Acum e perioada în care am observat că a început să aibă perioade de vis, vorbește în somn, se trezește, o strigă pe Sasha, mă strigă pe mine și vin lângă el și în 10 secunde a dormit la loc. Și acum, că vă spuneam mai devreme de partea de cum am hotărât eu să nu fac sleep training și de ce mi-am dorit foarte mult să avem o relație bazată pe încredere. Noel doarme în dormitorul nostru, în patul nostru, avem baby monitor, noi suntem jos în living în cea mai mare perioadă a timpului, dacă nu suntem sus în birou aici unde filmez. De când era mic, eu l-am obișnuit ca în momentul în care se trezește, în maxim un minut, să fiu la el. Și el s-a obișnuit că atunci când se trezește, fie că se trezește că s-a trezit din somn, cum se trezește la prânz și trebuie să coborâm, fie că se trezește că a visat ceva sau că se trezește, se trezea că era foame, el se trezește, se așează în fund și se uită la cameră, la beculețul de la baby monitor. Știe că o să vin. Deci niciodată nu am avut probleme cu el să se trezească plângând isteric, urlând. Nu. El se trezește și se uită în cameră și mama vine. Știe că cineva vine să-l vadă. Asta apropo de sleep training. Sleep training-ul și majoritatea somnologilor îți spun că în momentul în care s-a trezit, să aștepți că poate se culcă la loc. Să știți că am încercat și eu de câteva ori și nu s-a întâmplat. N-a plâns, dar pur și simplu nu se culcă la loc. M-a așteptat. Se uita în continuare și stătea și se uita la cameră. Deci, eu consider că sleep training-ul trebuie să fie match cu copilul și cu familia. Dacă voi nu sunteți pregătiți să faceți pasul ăsta, dacă voi considerați că nu se potrivește cu voi această tehnică, don't do it. Eu n-am nicio problemă cu oamenii care au făcut-o. Felicitări, bravo vouă! Eu consider că primii 2 ani sunt foarte importanți pe partea emoțională. Este perioada în care ei se dezvoltă foarte, foarte mult, iar partea emoțională mi se pare că este super importantă pentru un adult sănătos din punct de vedere emoțional. Și eu nu aș suporta să îl aud pe Noel plângând sau să-l las să plângă până adorme singur. Nu pot. Da, știu că există și metode blânde, cu stai lângă el, te îndepărtezi cu scaunul, mângâi, dar tot plânge. Adică, nu, eu vreau să știe că atunci când îi este greu și atunci când nu pot să adorm pentru că sunt mic și pentru că am nevoie de tine, mama, pentru că e normal să am nevoie de voi, că sunt mic și nu știu, că eu sunt acolo, eu asta vreau să știe copilul meu, că eu sunt acolo pentru el. Așa consider eu că este normal și sănătos. Nu cred că este o regulă sau că ce spun eu e adevărul absolut, ci pur și simplu așa am simțit eu și de fiecare dată când, spre exemplu, mi-a fost greu sau am avut o perioadă în care, nu știu, poate simțeam că nu mai pot. Că am avut și o perioadă de genul ăsta, întotdeauna am încercat să fiu empatică și să mă gândesc, băi, stai puțin, frate, tu ești adult, tu poți să-ți la baie singură, poți să mănânci singură, poți să spui când te doare, ce te doare, unde te doare. El are un singur mod în care comunică, plânge. Bun, ce trebuie să fac eu ca adult care se presupune că sunt un om în toată firea cu umerii pe cap, să fiu alături de el și să-i ofer ce are nevoie. Și copiii cea mai mare nevoie este de suport emoțional și de disponibilitate din partea părinților. Eu asta consider că are nevoie un copil. Să fie acolo pentru el, no matter what. Asta creează un adult sănătos. Un copil echilibrat din punct de vedere emoțional. Asta este părerea mea. Dacă aveți alte păreri, vă invit să le lăsați în comentarii. Sunt deschisă la orice fel de discuție. Repet, nu am absolut nimic împotriva celor dintre voi care au făcut sleep training sau care se gândesc. Felicitări și vă urez mult succes, să vă fie bine. Eu am acceptat că așa e mai bine pentru noi și am acceptat, să zicem, the hard way, ar spune multe mămici care probabil au făcut sleep training, dar the hard way but the beautiful way, ca să spun așa, pentru că momentele de bonding cu copilul meu, în momentul în care ne punem la somn, în momentul în care el mă ține de gât, pentru că acum de când nu-l mai alăptez, mă ține de gât și adormim îmbrățișați, asta nu poate să mi le dea nimeni vreodată înapoi, nici un sleep training, nici un somnolog, nici nimeni. Pur și simplu eu asta mi-am dorit, să fiu alături de el și să trăiesc niște momente pe care nu o să le mai trăiesc niciodată. Asta a fost alegerea mea.
Asta au fost informațiile, sper că au fost de ajutor. Am încercat să fie așa foarte schematic și foarte informație scurtă și la obiect ca să vă fie ușor de urmărit și poate să vă notați sau să aplicați. Dacă aveți recomandări pentru mine, dacă aveți, nu știu, recomandări de posibile subiecte pe care vreți să le abordez aici pe vlog, dacă aveți sugestii, reclamații, de ce nu, vorbe de bine, vă rog să le lăsați în comentarii și o să vă răspund. Acesta a fost vlogul de astăzi, vă mulțumesc că mă urmăriți și în încheiere vreau să vă mulțumesc tuturor acelora dintre voi care și-au rupt din timp să-mi scrie un mesaj în privat, să-mi scrieți comentarii la ultimele vloguri și să mă încurajați și să... Am primit niște mesaje superbe și vă mulțumesc din suflet, contează enorm pentru mine, știu că am lipsit foarte mult de aici și cumva mi-a dat așa combustibil să mă apuc de treabă și să fac chestia asta pentru că îmi place foarte, foarte mult să fac clipuri, așa că vă mulțumesc. Vă pup și ne vedem în câteva zile cu un unboxing fain la un calendar atent. V-am pupat, o zi minunată! Ciao!